Baronul comunal este specia românească de primar care are impresia că odată ajuns în funcție, chiar și într-o localitate mică, și-a făcut rost atât de moșie personală cât și de argați. Este cazul lui Viorel Rotaru, primarul comunei Gorjene Bolboș. El a folosit un limbaj de mahala într-o discuție cu directorul școlii din localitate și nu este prima abatere de acest gen. Primarul comunei Bolboș din Gorj l-a înjurat ca la ușa cortului pe directorul școlii din localitate, care îl întreba de ce folosește mașina instituției în interes personal. Deranjat că îi cere cineva socoteală pentru modul în care utilizează banii primăriei, Viorel Rotaru și-a dat drumul la gură în cel mai suburban mod cu putință. Mașina primăriei la dumneavoastră la poartă. Nici la dumneavoastră, nici la domnul vice. Păi nu, că vă plimbați cu ea din taxele și impozitele pe care le plătim cu toții. Eu prin comună când mă duc, mă plimb cu mașina mea. Aș vrea ca și dumneavoastră să vă plimbați cu mașina dumneavoastră. Să o folosiți de când când vedeți la Târgu Jiu. Când a luat postorile, să te rog să-ți la bani, mă lupta, adică nu mai a luat sta nimeni pe șurcă, și nu mai te rog, fost pe iurea, așa, primarul a prins dădu, că nu mă urcesc ca să o să bicicletă, că vrea directorul. Da, domn primar, de acord cu dumneavoastră. Și de acord cu dumneavoastră. Directorul școlii nu este singurul care se plânge că a fost agresat verbal de primarul Rotaru și șoferul primăriei susține că este batjocorit de șef de 3 ani, de când a fost ales în funcție. Șoferul Paul Olteanu a sesizat mai multe instituții și a detaliat abuzurile la care a fost supus. El a devoalat o serie de nereguli și ilegalități care ar fi fost comise de primarul Rotaru și solicită controle din partea organelor abilitate. Edilul este cunoscut în localitate și pentru petrecerile cu multă băutură și lăutare la care participă.